Bună, dragii mei! Astăzi avem unboxing Oriflame. Este unboxingul campaniei 12. După cum puteți să vedeți, am destul de multe cutii. Cred că am vreo 10. Așa că să-i dăm drumul pentru că este un clip lung. În primul rând vreau să vă arăt acest ondulator de păr. Îl primesc în această campanie sponsorii pentru fiecare recrut care face pasul 3. Însă eu, acest ondulator pe care îl primesc, îl voi oferi acelor persoane care vin în echipa mea și realizează primii 3 pași din campanie. Așa că dacă vrei să vii alături de mine, în echipa mea, ai în bara cu descrieri un link unde îți poți face cont, dar mă poți contacta și pe Facebook pentru a stabili detaliile. Ok, voi începe cu aceste gentuțe. Am avut două pe comandă. O să desfac una să vedeți și voi. Deci îmi place foarte mult gentuța. Cam așa arată. Foarte mult. Este foarte drăguță și cu această bretea. Chiar îmi place mult. Și înăuntru este relativ simplă. Imită pielea de crocodil, de șarpe, cam așa ceva. Da, foarte drăguță. Și am avut două pe comandă. Gențile sunt la 100 de lei parcă, dar voi le puteți lua cu reducere. Am avut pe comandă 4 parfumuri Amber Elixir. Aceste tui pentru rujuri este la doar 9 lei 90 parcă acum în această campanie. La 10 lei. Sunt foarte drăguțe. Eu obișnuiesc să-mi pun căștile în aceste tui. Și au și o pietricică aici. Foarte simpatice sunt. Da, deci cum vă spuneam, eu îmi pun căștile. Am luat mai multe punguțe. Am avut pe comandă parfumul Manful și l-am cumpărat și eu soțului meu. Sunt curioasă cum miroase, ia să vedem. Îmi place capacul acesta, l-am mai văzut la un parfum tot de bărbați, cred că ceva de la Hugo. Da. Chiar miroase foarte bine. Foarte drăguț. Și sticla este foarte simplă. Îmi place mult. Și îmi place și parfumul. Și cred că este la 45 de lei în campania aceasta, dacă nu mă înșel. Ok. Am mai avut pe comandă două rujuri și mi-a dat voie prietena mea să vi le arăt. Asta este nuanța Dusky Rose. O am și eu, îmi place foarte mult această nuanță. Dat un pic deoparte chestiile acelea pentru că o să vi le arăt mai spre final. Aici am foarte, foarte multe mostre. Am mostre cartonate de la Giordani Gold original. Iar codul este 118139. Costă 60 de bani una. Am luat mai multe de la Possess. Codul de la Possess este 112874. Am luat de la Be The Legend, iar codul de la Be The Legend este 112568. Am cumpărat pentru mine și pentru cineva aceste deodorante Activel. Această variantă este cu ceai verde. Îmi place mult. Și pe comandă am mai avut două din acelea 48 de ore. Pe comandă am avut și 4 Be The Legend. Este un parfum foarte iubit de bărbați și am un client care pleacă din țară și vrea să-și facă stocul. Mi-am cumpărat și eu și am avut pe comandă acest ulei facial. Haideți să vedem cum arată sticluța. Da, o sticluță drăguță, mică. Îmi voi face masaj cu el și chiar sunt curioasă. Are un miros foarte delicat de trandafir.
O noutate în catalogul acesta este burețelul konjac și abia aștept să-l testez. Este foarte tare la prima atingere. Chiar sunt curioasă să-l testez. Am avut pe comandă două corectoare din gama The One, Illo Skin Concealer. Le știți deja, au fost la 10 lei. Ok, acum am avut mai multe oje. Unele mi le-am cumpărat eu și unele le am pe comandă. Aceasta este o nuanță nouă de la Giordani și este Pink Chic. Pink Chic, îmi place foarte mult. Pe cameră se vede mai deschisă, dar ea este un fucsia, un pic mai închis, este o culoare foarte drăguță. Următoarea este Pink Carrot. Și este o nuanță de roz, corai, cu irizații care nu se văd, din păcate. Este un roz corai cu niște irizații foarte, foarte fine. Mai am nuanța bej nude. Oh, ce drăguță e și asta. Este chiar un bej drăguț, așa. Mai am nuanța aceasta, care nu știu cum se numește, ce este în față. G Lilac. Și asta este o superbitate de ojă. Foarte frumoasă. Îmi place mult de tot. Ia să vedem. Îmi plac foarte mult aceste oje de la Giordani Gold. Ok, haideți să vedem. Mi-am cumpărat noul parfum, Elvi. Îmi place și ambalajul. Este unul foarte drăguț, chic, prietenos. Sticla este foarte frumoasă, acest albastru cu un verde țipător, așa, chiar îmi place mult de tot. Vreau să văd cum miroase. Wow, deci miroase mult mai bine decât în catalog. Mie parfumul Elvi original, cel clasic, îmi place foarte mult. Acum îmi place și acesta, dar miroase mult mai bine decât în catalog. Nu știu de ce, în catalog nu pot să spun că mi-a plăcut atât de mult, dar aici îmi place mult mai mult. Și am mai avut încă unul, de fapt încă două pe comandă, dar să le găsim. Așa. Un Giordani Gold original. La ofertele online am găsit multe luciuri din acestea. Eu le iau pentru că le fac cadou, dar uitați-vă cât sunt de superbe, ce glitter au. Și costă doar 10 lei. Și dacă ești consultant, plătești 6 lei pe ele. Așa că eu zic să nu ratezi ocazia și să vii alături de mine în echipa mea. Încă un luciu. Mi-am luat noua gamă. Și acesta este un rimel nou. Haideți să-i vedem peria. Da, este o perie simplă. Cred că îmi va fi bun. Abia aștept să-l testez. Oricum, pare o perie destul de bună, stufoasă. Încă un rimel. Încă un parfum Elvi. Încă două rimeluri pe comandă. Aceste produse puteți să vă alegeți 3 și le puteți combina și le luați la 45 de lei 3 produse, dar bineînțeles că mai aveți și discount. Și mi-am luat niște rujuri. Mi-am luat și eu și am avut și pe comandă imediat. Mulberry și nu mai știu cum. Mulberry Meringue, sper să nu-i pocesc numele. Așa, haideți să vedem. Îmi place ambalajul. Foarte mult, este foarte elegant, chic. Wow! Wow, ce drăguț este!
Da, este un movuliu. Haideți să vedem ce mai avem. Mai am Violet Velvet. Deci asta este superb. Superb, ia. Sunt destul de hidratante, astfel că nu sunt atât de pigmentate, nu sunt atât de pigmentate precum par în ambalaj. Dar mie îmi place mult mai mult lucrul acesta. Mai am nuanța Taupe Touch. Astea sunt amândouă aceeași nuanță. Omul astea și Manful și LV îmi plac foarte mult. Nu mă așteptam. Taupe Touch ăsta este un nude. Este un pic mai închis decât vedeți voi pe cameră. Dar îmi place. Încă două parfumuri Giordani Gold original, pentru că se caută acestea. Nu uitați să le promovați, sunt la ofertă. Din flyer, atenție, vedeți că avem flyer online. Acel flyer online este vizibil doar dacă ești consultant, dacă ai cont. Dacă nu ai cont, accesează linkul pe care ți-l voi lăsa în bara cu descrieri sau contactează-mă pe Facebook și te voi ajuta să îți faci cont și să poți să intri în echipa mea. Și mi-am luat două CC cream-uri de la Giordani Gold. Au fost la reducere, la 25 de lei, dar eu le-am luat aproape cu jumătate de preț. Și haideți să vedem. Această nuanță îmi va fi bună acum că vine iarna. Da, îmi place foarte mult, intră repede în piele și are și factor de protecție 35. Eu zic că e super. Tot din flyer mi-am cumpărat un ceas. Este ceasul Business Silverstone Watch for her. Și este cu elemente Swarovski. Cam așa arată cutia. O cutiuță foarte elegantă. Și haideți să vedem și ceasul. Wow, cât este de drăguț. Deci nu regret că l-am cumpărat. A costat 75 de lei, dar eu l-am luat cu mai puțin de 40. Cam așa arată ceasul. Și într-adevăr, înăuntru are niște elemente Swarovski. Foarte frumos și elegant. Mai am încă un CC cream. Mi-am luat și un ondulator din acela de gene. Era tot la ofertele online, era foarte ieftin, până în 5 lei. Ia să-l vedem. Cam așa arată. Foarte drăguț. De la ofertele online am luat 3 rujuri. Chicken Taupe. Pentru a le face cadou. Este o nuanță foarte frumoasă de nude. Am putut să înlocuiesc taxa de manipulare cu această ojă de la Very Me. Este un verde foarte, foarte intens. Mi-am luat un set de creme Novage pentru că mi se termină cremele și mie îmi plac foarte mult aceste seturi. Adică aveți 6 produse, 2, 3, 6 produse. Practic economisiți cam 70% dacă vă luați un set întreg de creme. Și am aici un toner, un gel de curățare, cremă de zi, cremă de noapte, serul concentrat și crema pentru conturul ochilor. Eu zic că e un preț destul de bun și aveți și reducere la el. Vă sfătuiesc să vă comandați și voi. Am primit o geantă din colecția Dream Backpack. Pentru că am realizat
campania de loialitate mare, am primit acest rucsăcel din colecția Dream Backpack și este un rucsăcel foarte drăguț care poate fi purtat ca și geantă sau ca și rucsac. Aveți aici două breteluțe, în spate logo-ul Oriflame, este foarte chic și îmi place foarte mult. O altă geantă pe care am primit-o este aceasta, nu știu cum să dau să vedeți, cam așa arată. Este o geantă pentru călătorii și am primit-o pentru că am fost un sponsor bun și am făcut recrutări. Și tu poți să fii dacă te înscrii în echipa mea și îmi urmezi sfaturile. Este destul de încăpătoare, îmi place mult și este o culoare de vară perfectă pentru vacanța din Creta anul viitor. Ok, mai departe am comandat niște seturi de mostre și le-am luat pe cele din gama Novage. Codurile vi le arăt întotdeauna și vi le spun în clip, așa că ar fi bine să, înainte de a mă întreba în comentarii, să urmăriți clipul cu atenție pentru a vă nota codurile. Acesta este codul de la cremele acestea, 118122. Așa. Și mi-am mai luat și pe cele din C12, 119210. În catalog a fost o ofertă foarte bună și anume o cremă de mâini. Uitați-vă cum este asta, cred că au greșit ambalajul. Foarte tare! O cremă de mâini și o cremă de duș la doar 15 lei. Sunt acelea cu laleele. Am luat două seturi. Încă un spray din acesta Activel, că unul păstrez și pentru mine, sunt curioasă cum miroase. Wow! Miroase foarte bine. Chiar îmi place cum miroase. Asta oricum păstrez și eu unul, chiar îmi place cum miroase. Da, între timp am descoperit că îmi lipsește un colet cu un cadou, cu niște materiale de marketing și cu alte produse. Am fost până la Cargus, care este undeva în celălalt capăt al orașului, la ieșire din oraș, și am aflat cu stupoare că acea cutie a rămas în Brașov. Este a treia oară consecutiv când pățesc chestia asta, sunt foarte supărată, nu înțeleg ce se întâmplă cu firma aceasta de curierat, însă nu mi se pare ok, pentru că avem foarte multe acțiuni în perioada asta de prospectare și am nevoie de acele produse, chiar am nevoie de ele. În fine, asta este. Ce am vrut să vă arăt, în catalog sunt mai multe seturi la ofertă, printre care și acesta, masca, șamponul și mai este acel ulei de păr pe care și eu îl folosesc, este foarte bun, dar nu îl am să vi-l arăt, este în acea cutie pierdută. Și au un preț foarte bun, cred că 45 de lei, ceva de genul ăsta, așa că e bine să profitați de aceste oferte. Comenzi pentru acest set. Și acestea erau la ceva set, dar na. Și aceste creme erau la un set ceva, dar nu am produsele. Și în această campanie a apărut un nou ulei de păr din gama Eleo. Am luat și eu unul și am avut pe comandă unul. Ce îmi place la el este că are acest pulverizator. Sticla este din sticlă și pulverizarea este sub formă de spray, așa că ne va fi mult mai ușor să-l folosim. Îmi place foarte mult chestia asta. Și am cumpărat o eșarfă și am una și pe comandă. Haideți să o și vedem. Mi-a plăcut mult imprimeul. Iar materialul este foarte, foarte fin. Și este destul de măricică. Da, chiar îmi place mult de tot.
Ce mai am aici? Și chestiile astea au fost la un set, dar nu l-am întreg. Asta este un gel antibacterial pentru mâini. Ultima este gentuța, clasica bag. Haideți să vedem cum arată. Da, este foarte frumoasă geanta, îmi place extraordinar de mult. Este pielea, mă rog, imitație de piele, aceea gen Safiano și cu logo-ul Oriflame. Nu știu cum să fac să vă arăt. Cam așa arată geanta. Este o dezordine la mine, o debandadă totală. Așa. Foarte mult îmi place. Deja o văd așa purtată cu un accesoriu pe aici. Și este foarte bună pentru școală. Este foarte încăpătoare. Are un fermoar. Înăuntru este simplă, cu un buzunar și două aici. Și acest fermoar. Este exact cum mă așteptam. Foarte mult îmi place. Între timp, eu am desfăcut și acest ondulator de la Roventa. Are acest clips, sau nu știu cum să-i zic, nu mă pricep, și un suport pe care îl putem sprijini atunci când îl lăsăm jos și nu-l folosim, ne pregătim părul pentru a fi ondulat. Îl poți primi și tu dacă decizi să te alături echipei mele, să vii în echipa mea. Pentru asta trebuie să-mi trimiți un mesaj pe Facebook sau îți poți face cont direct la mine în echipă, îți las linkul în bara cu descrieri și te contactez eu pentru a-ți trimite catalog și mostre. Iar dacă faci pașii de bun venit, ai acest ondulator din partea mea. Garantat, deci nu prin tragere la sorți. Așa că vă aștept cu drag să deveniți și voi lideri, cum am devenit și eu. Și da, până la următorul video, v-am pupat! Pa, pa!